Salutare și bine te-am găsit în cadrul unui nou clip. Dragii mei, în acest clip vreau să vă vorbesc despre voi. Este o citire la care m-am gândit zilele trecute și inițial să știți că am ignorat mesajul, însă gândul a tot persistat. Și atunci am spus, ok, o să fac acest tip de, de etalare este o etalare care va arăta viitorul vostru îndepărtat. Și când spun viitor îndepărtat, mă refer la acea variantă a voastră din viitor, care practic se întoarce puțin acum să vă vorbească. Poate prin aceste mesaje veți reuși să treceți pe lângă niște obstacole mult mai ușor, sau să treceți chiar peste niște pericole, depinde. Depinde acum de uh, ceea ce vă este și scris acolo în stele, pentru că eu cred că sunt și lucruri care ne sunt scrise, dar și lucruri pe care noi le creăm și noi le facem. Așadar, în această citire o să vi se descopere selful și vom vedea practic cum veți fi într-un viitor. Acest viitor poate să însemne 2 ani, poate să însemne 5 ani, poate să însemne 10 ani. Nu am o perioadă de timp și bineînțeles că vreau să vă readuc aminte faptul că în aceste citiri se oferă mesaje pentru energia colectivă. Da? Deci, pentru mai multe persoane, nu doar pentru câteva persoane. Tocmai de aceea sunt momente în care mulți dintre voi vă regăsiți foarte mult în aceste citiri, dar câteodată nu vă regăsiți absolut deloc, și este și normal să fie așa, pentru că nu întotdeauna mesajele merg către aceleași persoane. Vom încerca să decodificăm aceste mesaje ale Sufletului voi încerca să fac channeling pentru voi și să vedem ce văd în viitorul vostru, dar o să vă transmit și câteva mesaje legate poate de trecutul vostru, pentru că nu putem înțelege viitorul sau nu ne putem da seama practic cum vom ajunge în viitor decât dacă tragem cu ochiul puțin în trecut. Deoarece vorbim despre niște acțiuni psihologice, vorbim despre un comportament, un tipar psihologic, care de cele mai multe ori și aproape întotdeauna nu se schimbă. Așadar, deciziile pe care tu le-ai luat în trecutul tău, tiparul psihologic pe care tu l-ai urmat în trecutul tău, este foarte probabil ca același tipar să te și urmeze în viitor. Desigur, sunt și cazuri în care, în momentul în care omul conștientizează, ceea ce este, conștientizează lumea în care trăiește și are această deschidere către lumea nevăzută, o înțelege din mai multe puncte de vedere, este într-adevăr posibilă această schimbare a tiparului și intervin niște puteri, aș spune eu, care nu sunt din lumea aceasta, care îl susțin pe individ să facă acele schimbări în viața lui. Drept urmare, vă urez bine ați venit pe canalul meu, mai ales celor care s-au abonat de curând. Avem două cărți, sunt două variante. O să vă rog să faceți alegerea cărților și eu revin în câteva secunde cu detalii pentru fiecare suflet. Dragul meu numărul 1, bine ai venit aici în acest spațiu. Ești binevenit. Această citire este pentru sufletul tău. Îți voi spune ce a fost în trecutul tău, felul tău de a fi, aici vreau să ajung și, bineînțeles, cum se arată viitorul tău. Voi începe prin a-ți spune care este prima carte pe care tu ai extras-o. Și avem un sigiliu pentru că este o citire a sigiliilor până la urmă. Floarea de aur, cartea cu numărul 18. Acesta este sigiliul pe care tu ți l-ai ales. După cum poți observa, este foarte similar ca și desen cu roata destinului. Ceea ce înseamnă că ești o fire puternică. Ai fost întotdeauna o fire puternică și mi se transmite că pe parcursul vieții ai trecut prin foarte multe treziri care ți-a arătat câte ceva, care te-a ajutat practic să mergi înainte, deși asta nu înseamnă că nu ai trecut prin suferință, pentru că orice trezire spirituală aduce cu sine și această noapte neagră, să o numim așa, a sufletului până la urmă. Ai avut parte de foarte multe treziri spirituale. Ești o persoană în mare parte conștientă, înțelegi atât aspectele materiale cât și aspectele spirituale, însă ceea ce pot să văd în trecutul tău este faptul că nu ai înțeles că norocul, succesul și visurile tale țin numai și numai de tine. Adică nu simt această încredere. Desigur, astăzi poate nu mai ești în punctul ăsta. Astăzi, mulți dintre voi cred că nu mai sunteți în punctul ăsta. Însă, ani de zile, până să-ți dai tu seama de fapt că totul a stat în tine, în puterea ta, că tu ți-ai ales oamenii, tu ți-ai ales anturajul, tu ți-ai ales familia, Um, ai venit aici pentru o experiență. Ai venit ca să trăiești experiența asta, și a limitării, și a corpului fizic, și a plăcerii totodată. Ți-a luat ceva timp. Ești o fire destul de intuitivă. Ai o foarte puternică legătură cu femeile din familia ta. În mod special văd aici o bunică sau o străbunică care a avut niște daruri spirituale pe care ți le-a transmis și ție, ai niște daruri spirituale acolo în gena ta, în genomul tău și aici cumva te-ai confrunta pe parcursul timpului cu multe probleme de trust issues, da? adică nu ești sigur, sigură, că nu ai fost. De faptul că tu deții într-adevăr acest dar. Și vorbesc aici despre darul clar viziunii în mare parte. Și ce ți se mai întâmplă ție aici este legat de visele profetice. Floarea de Aur se numește această carte, ceea ce înseamnă că ești o persoană spirituală în esență. Ești un spirit înțelept. Însă, totodată. Vorbim despre faptul că în, în gena ta, în energia ta există această putere de a-ți croi singur destinul. Și ce mi se transmite în momentul ăsta este cifra 1, 11, s-ar putea să fie cifra ta de destin, s-ar putea să fie cifra apartamentului, cifra casei tale... Persoane care s-au născut independenți, cu această structură independentă, dar care au avut până într-un anumit punct probleme legate de atașament. Tu te-ai simțit întotdeauna așa, însă în copilărie, în adolescență, în acea perioadă, nu știu de până în 28 de ani. Poți spune despre tine că ai fost într-adevăr atașat foarte mult de oamenii din jurul tău, ai încercat să te încadrezi undeva, ai încercat să uh, imiți anumite comportamente care ție ți se păreau în acel moment potrivite, admirai niște persoane în jurul tău care astăzi dacă stai să te gândești nu erau deloc de admirat, însă pentru tine atunci era ceva wow. Ce mi-aș dori să fiu și eu ca el, ce mi-aș dori să fiu și eu ca ea. Să arăt ca el, să arăt ca ea. Da? Ei bine, până să-ți dai tu seama de personalitatea ta, că este unică, până să realizezi că ești fain, că ai într-adevăr aceste daruri, te-ai confruntat într-adevăr cu foarte multe probleme de trust uh, issues, da? de încredere. Mai ai aici încă o carte care pe mine. Uh, mă bucură foarte tare, se numește Chandra și este cartea cu numărul 31. Asta înseamnă că la vârsta de 31 de ani tu ai luat o decizie foarte mare, ai luat o decizie majoră cu viața ta sau s-a întâmplat ceva major atunci în viața ta de ordin spiritual sau ai pierdut pe cineva foarte drag la acea vârstă de 31 de ani. Și e ceva care cumva te-a scufundat în, în, într-o lume nevăzută, te-a scufundat în, în subconștient, ai făcut foarte multă treabă cu tine atunci. Cred că acea experiență te-a schimbat, te-a maturizat și ți-a oferit aripi pentru ceea ce avea să urmeze mai târziu în viața ta a fost o perioadă cam de 2 ani 3 ani de zile maxim. Toată această experiență, iată 31, sigiliul Chandra. Are legătură poate și cu mama aici, cu mama ta, repet, iarăși cu linia feminină de pe arborele tău genealogic, ai știut întotdeauna că, în interior mă refer, ai știut întotdeauna că ești o persoană dăruită, că ești o persoană cu daruri, că ești o persoană protejată și spun și de ce, pentru că pe parcursul vieții tale ai avut întâmplări din exterior uh, care te puneau într-o situație proastă fie alți oameni dădeau vina pe tine pentru lucrurile pe care ei le făceau, fie ai avut parte de foarte mult bullying, fie, nu știu, ai fost un copil sau ai fost un spirit introvert, ai fost timid, timidă, ai fost închis în tine, dar tu în sinea ta știai că ceva se întâmplă cu tine, știai că tu ești diferit de ceilalți, dar nu, nu știai să-ți explici și nici n-aveai cum să explici în perioada aia. Da? Deci ai fost un om gifted încă de la bun început. Ca și date am aici 12, 15, 1, 11, 9, 29 și 17, cel puțin din ceea ce văd eu aici. Cu cât ai crescut mai mult, da? Și, repet, ai văzut ce se întâmpla în jurul tău, ai realizat niște lucruri. Cu atât, parcă sentimentul tău de a te retrage din această lume a fost mai puternic. Pentru că ai avut o cunoaștere și ai o cunoaștere pe care n-ai învățat-o aici, pe Pământ, ci ai învățat-o într-un alt spațiu, ai învățat-o într-un alt univers, ai venit deja cu acea cunoaștere. Mai mult decât atât, persoane pe parcursul vieții au venit de multe ori la tine să ceară sfaturi. S-ar putea, repet, unii dintre voi să aveți darul acesta al vindecării. Cineva poate să vindece prin voce, prin atingere, prin privire, și eu cred că vocea ta. Este o voce melodioasă, adică oamenii se simt atrași de timbrul tău vocal, este ca o melodie pe care eu o ascultă atunci când tu vorbești. Ai o privire pătrunzătoare, dar timidă și astăzi. Și astăzi ești reținut sau reținută, dar faptul că ești un adult te face într-adevăr să faci față provocărilor mult mai bine. Um, da, ai, ai avut niște lupte sufletești în interiorul tău extrem de puternice și niște experiențe pe care, probabil, dacă le-ai povesti celorlalți, ei lăsa mască. Și mulți dintre voi aici ați urmat o cale spirituală. Sunteți mult mai mult spiritual decât religios și eu cred că religia pentru mulți dintre voi aici la numărul 1 este doar așa un fel de copertă de fapt însă interiorul este altul pentru că voi știți de fapt care este adevărul dar v-ați luptat foarte mult timp în a încerca să Fiți voi va, adică să spuneți probabil și public că, uite, eu consider asta de fapt despre religie sau despre spiritualitate, însă nu ați făcut-o și mulți ani v-ați dat după ceilalți și ați încercat să, să fiți niște oameni normali, nu știu cât v-a reușit unora, poate l-a reușit unora mai puțin, însă ceea ce știu este că subconștientul tău este foarte, foarte puternic, este foarte activ. Și întotdeauna ai avut vise cu îngeri, cu demoni mai ales, la tine partea asta demonică, daimonică să o numesc așa, a fost extrem de intensă în viața ta. De ce? Pentru că încă de mic copil tu ai dat naștere, tu ai dat naștere acestor demoni. Fricile astea letale pe care tu le-ai avut, da, gândurile pe care tu le-ai avut, ele bineînțeles că mai întâi, se creează în astral, da? Gândul, mintea, nu este fizică, este în astral. Tocmai de aceea tot ce gândim noi este în astral. Și în momentul acela, când tu, probabil, aveai o frică, aveai o teamă de întuneric, aveai, nu știu, orice teamă, din astralia se concretiza în fizic. Și dacă, bineînțeles, mai aveai și o imagine a ei, Exact așa ți venea. Și universul îți spune în momentul ăsta că toți demonia pe care tu i-ai văzut, toate entitățile alea pe care tu le-ai văzut, au fost proiecții ale fricilor tale sau ale calităților tale, pentru că ai avut de a face și cu acei îngeri din ierarhia superioară. De fapt niciun înger nu încerca să-ți facă rău, ci pur și simplu erau proiecții de ale tale. Omul are puterea de a crea și de a distruge, mereu o spun. Un spirit înalt, un spirit care trăiește între cele două lumi, deci ești, tu ești undeva în câmpul eteric. Asta înseamnă câmp eteric. Înseamnă câmpul, limita dintre astral și material. Și tu ești parcă tot timpul acolo. <laughs> Câteodată ești mai mult în uh, spiritual, câteodată ești mai mult în material, însă de cele mai multe ori păstrezi. Linia aceasta a câmpului eteric. Multă sensibilitate, o conexiune foarte puternică cu mama, repet, bunica, cu linia uh, feminină și simt că la tine emisfera dreapta creierului este foarte dezvoltată, ceea ce înseamnă într-adevăr că ești o persoană extrem de intuitivă, ești o persoană extrem de empatică și foarte sensibilă. Hai să vedem care sunt și mesajele pentru viitorul tău. Mesaje de la tine. Mesaje de la tine din viitor. Vom extrage alte sigilii. Wow. Wow, Doamne, ce este aici. Bun. La baza pachetului, Shiva. God loves you very much. Deci Dumnezeu te iubește foarte mult. Sufletul tău s-a încarnat aici dintr-o galaxie foarte îndepărtată. Tu ți-ai dorit foarte mult această experiență pe pământ pentru că tu ți-ai dorit practic să vii și să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, să le vorbești despre creație. Dar știi, nu, nu poveștile astea pe care... Le-a creat religia. Deși, repet, tu pe parcursul timpului te-ai lovit de foarte multe situații religioase sau ai avut conexiuni cu oameni din religie, poate chiar cu preoți. Ideea este că această carte, Sigiliul ăsta, Shiva, vorbește despre conexiunea permanentă cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Când spun conexiune cu Dumnezeu, nu mă refer că sunt persoane care ating acea conexiune. În exteriorul lor. Nu. Noi îl avem pe Dumnezeu în glanda pineală. Acolo este el. În glanda pineală. Medicina confirmă lucrul ăsta. Da? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, așa cum ți-am spus mai devreme, tu ai venit deja cu o cunoaștere. Desigur, această glandă pineală a ta nu este încă deschisă sau cum o numesc unii al treilea ochi. Însă, în interiorul tău și prin tine, Dumnezeu vorbește. Deci, tu ești într-o conexiune interioară cu Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare clipă. Chiar dacă faci, nu știu, lucruri normale, da, te mai ocupi și de lucruri normale. Primești câteodată niște mesaje pe care nu le înțelegi, primești câteodată niște experiențe în viața ta care te, te uimesc pur și simplu, le treci cu vederea însă te-aș îndruma aici să fii mult mai atent de acum încolo la aceste experiențe, da? Pentru că am spus că vorbim despre viitorul tău, cum te văd eu pe tine? Eu pe tine, dragul meu sau draga mea te văd în viitorul îndepărtat Ca fiind persoana ce înglobează, cum aș spune eu, o, o spiritualitate ce cuprinde totul. Tu, în viitor, ești o persoană extrem de blândă, ești o persoană extrem de înțelegătoare, vei trăi mult și ceea ce văd aici este faptul că vei avea o viață foarte apropiată de acea viață a pusnicilor. Chiar dacă te afli poate într-un oraș. Viața asta puznică sau viața asta uh, simplă ție ți se potrivește cel mai bine. Știu că s-ar putea să fiți persoane care spun acum mai n cum, nu mă văd, Desigur, cred că nici înainte, acum 20 de ani, 30 de ani, nu te vedeai în punctul ăsta da? în care ești acum. Și desigur, acest mesaj este pentru unii dintre voi. Repet, avem ad infinitum aici, calea infinitului, calea eternității, simplul, simplul, dar cu toate astea eternul. Reprezintă complexitatea, reprezintă puterea și acceptarea. Și ai foarte multe sigilii cu luna sau semiluna. Acolo în centru este și soarele, da? Și mi se pare cumva că vei avea o cunoaștere foarte înaltă, mi se pare că vei trăi um, foarte bine și solitar, îți vei accepta destinul. Apoi avem axis mundi. Ia uite ce aici, axa lumii tu ești cel care unește cele patru puncte cardinale. Ești cel care face cercul și ești cel care închide cercul, asta mi se transmite. Ai reușit și ai ajutat la închiderea multor cicluri karmice ale oamenilor. Tocmai de aceea oamenii au venit spre tine, oamenii S-au simțit atrași de tine, de, de energia ta, de, de unicitatea ta. Și nu a trebuit să faci nimic pentru asta, deși tu de cele mai multe ori ți-ai să stai în spate. Însă n-ai reușit. Cu cât ai vrut să stai în spate, cu atât mai mult tu ai ieșit în față de fapt. Axa lumii. Vreau să menționez aici că, din ceea ce mie mi se arată, tu nu ai neapărat un loc al tău, nu ai o casa ta, chiar dacă poate ai o proprietate, desigur, însă. Tu nu te simți niciodată că nu știu, vei sta într-un singur loc sau că vei fi într-un singur loc este ca și cum sufletul tău călătorește. Um, și tu vei ajunge foarte mult de la ceilalți și acum o să vă mai spun un lucru, asta nu înseamnă neapărat că acum te vei duce în toate cele patru puncte cardinale, fizic vorbind, da? Astăzi poți să ajungi la oameni, de exemplu și prin YouTube, da? Ajungi la foarte mulți oameni din toate locurile lumii. Deci tu ai ceva ce trebuie să exprimi dacă nu ai făcut-o până acum. Ai în... ADN-ul tău, acest dar legat de a lăsa o moștenire pământului, de a lăsa o moștenire acestui plan. Nu știu ce înseamnă asta, da? Poți să ai niște daruri legate de comunicare, poate de scris, de vindecare, așa cum ți-am spus, da? Și ultima carte, Eldorado. Iată cartea cu numărul 9 avem aici. Ce mi-arată mie iarăși niște aspecte legate de viitorul tău și mi-arată faptul că în ciclul ăsta de 9, deci mi se pare că din 2024, 9 ani de acum încolo, tu vei fi într-un alt loc. Fie că vorbim despre o altă țară sau că vorbim despre o altă localitate, oraș, nu contează, dar vei fi într-un alt loc. Și misiunea ta va fi aceea de a sprijini exact oamenii care au fost dați la o parte de către ceilalți. Vei sprijini sau sprijin deja oameni care Culme au avut aceeași copilărie ca și tine. Au fost renegați, au fost, nu știu, judecați. Ești aici exact pentru acele cazuri pentru care nimeni altcineva nu prea se ostenește. Și ai o inimă atât de mare încât ai o compasiune foarte mare și față de animale, dar și față de oameni. Dacă vezi un om care nu are ce să mănânce, ți se pare absurd chestia asta, că în vremurile astea sunt oameni care nu au ce mânca, care nu au ce să pună pe masă. Da? Ajuți, ajuți atât cât poți, atât cât îți permite. Dacă nu ai făcut asta, te îndemn să faci asta, pentru că spiritul tău a venit aici, într-adevăr, și pentru conexiuni, tind să cred că sunteți oameni, repet, mai mult solitar, nu vă văd într-o conexiune de lungă durată aici. Chiar dacă poate tu te afli acum într-o conexiune de lungă durată, dacă te-ai regăsit în această descriere pe care eu am făcut-o, în viitorul tău, nu știu dacă vei mai avea această conexiune. Pentru că sufletul tău creează conexiuni aproape cu Toată lumea, din punct de vedere energetic, mă refer, este ca și cum pământul tău este și oamenii de pe pământ sunt cu toții frații tăi într-un fel, așa îi simți, sunt cu toții conectați cumva la tine, știi? Și de multe ori problemele lumii, problemele globale, le simți destul de greu pe umerii tăi. Ai vrea să schimbi ceva, ai vrea să faci ceva, ai vrea să ajuți, dar știi că ești neputincios. Dragul meu numărul 1, ești o persoană extraordinară, ești o persoană care ar trebui să fie mult mai prezentă și în planul acesta fizic, să știi, pentru că având această carte, Ceandra, mie mi-arată faptul că ești destul de mult cufundat în subconștientul tău acolo, desigur, în lumea ta interioară este perfect normal să fie așa, însă încearcă să păstrești și acest echilibru. Felul în care eu te văd pe tine în viitor este un fel de a fi, repet, aproape de uh, viețile sfinților, aproape de viețile acelor oameni puznici sau a celor intelectuali care au avut o viață extrem de bulversantă din punct de vedere emoțional, dar care la sfârșitul uh, la capătul vieții, practic, au lăsat într-adevăr niște valori. Niște valori inestimabile, au lăsat o istorie și au lăsat cunoaștere în spatele lor. Este felul în care eu te-am perceput pe tine. Dacă te-ai regăsit în această descriere și ți-a plăcut, aștept comentariul tău. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 2. Salutare, dragul meu numărul 2! Îți urez binevenit aici în spațiul meu. Hai să începem citirea ta. Ceea ce pot să văd în momentul de față este următorul lucru. Mai tu... Deci tu n-ai vrut să respecti niciodată reguli. Tu nu ai fost persoana care să respecte reguli. Cu cât ți se impuneau niște reguli, cu atât ieșea rebelul din tine. Acum, nu vreau să exagerez cu această propoziție. Desigur că Um, a încercat să urmeze aceste reguli sociale, morale și așa mai departe, tocmai pentru a nu ieși în evidență, însă au fost și momente în care chiar ai luptat pentru punctul tău de vedere, momente în care ți-ai spus cuvântul și într-adevăr ai avut această atitudine foarte rebelă față de ideea respectivă sau ideologia respectivă sau o anumită persoană. Mi se pare că ești un războinic, mi se pare că tu ești un soldat, indiferent că ești femeie sau bărbat. Și când spun soldat, mă refer aici la un soldat al adevărului. Și când spun adevăr, mă refer la această conștiință hristică. E un mesaj pe care îl aud, nu vă lăsați amăgiți. Și acest mesaj vine din partea ta pentru oameni. Și cu toate asta, cea mai mare problemă ta pe parcursul anilor a fost faptul că nu ai putut să verbalizezi, n ai putut să vorbești. N-ai putut pentru că ai fost, bineînțeles, reținut, dar și speriat de posibilele reacții pe care oamenii ar putea să le aibă la atitudinea ta sau la ceea ce tu de fapt spui. E ceva la tine legat de preaching aici, da? deci de predicare, predică, filosofie, Spiritualitate, conexiune, lupta împotriva rasismului, pentru tine Dumnezeu reprezintă tot, totul face parte din Dumnezeu, însă cum explici asta oamenilor? Nu? Asta este chestia cu care tu te confrunta pe parcursul anilor. Cartea cu numărul 17. Ia, uite. Desigur că nici tu n-ai fost lipsit de blocaje, însă eu simt că tu aici ai ajutat foarte mulți oameni să-și recapete încrederea în ei. Cred că ai fost promotorul, ai fost cel care de cele mai multe ori a dat tonul unei situații. Ai fost sufletul petrecerii în adolescența ta acolo și astăzi consider că ai trăit foarte multe experiențe. Simt aici persoane care poate au ca și cifră de destin 9, 5, 7 și 11. Iarăși simt aici în, în poziția voastră. Ce mai pot să văd din trecutul tău este că referitor la tine, ți s-a părut sau poate și asta ți se pare că multe din deciziile pe care tu le-ai luat nu le regreți neapărat, dar ești conștient de faptul că au atras mult haos în viața ta și că ai fi putut cumva să fii mai, să fii mai să fii mai isteț în unele situații. Considere astăzi că ai luat niște decizii în trecutul tău, din care bineînțeles că ai învățat, dar totodată ai și pierdut foarte mult timp din cauza acestor decizii, din cauza faptului că um, nu ai prevăzut că acel lucru pe care tu ți-l dorești sau decizia pe care tu ai luat-o atunci, va produce într-adevăr un adevărat haos. Ți se pare că viața ta, cel puțin până într-un anumit moment, a fost într-adevăr haotică. Și când spun haotică, mă refer la faptul că parcă n-ai avut, nu știu, n-ai avut o viață normală, dar nu știu dacă ți-ai dorit treaba asta, o viață normală. Da? Relațiile au venit, au plecat este ceva acolo în viața ta ce ții secret? Poate să fie o chestie, bineînțeles, a sufletului tău? Poate să fie un mod de viață despre care alții nu vrei să știe sau ai, ai încercat să-i ferești? Da? Ia uite, cartea haosului aici. După mine, potopul. Adică, cred că... Mai este un lucru pe care îl văd aici, faptul că oamenii care au intrat în viața ta au avut și ei la rândul lor parte de același haos. Chiar ai spus asta de foarte multe ori, băi, nu, nu cred că vreți să fiți cu mine pentru că este foarte posibil să se producă ceva în viețile voastre, da, așa că stați cât mai departe de mine. Ce mai văd aici este o legătură dintre părinții tăi care simt aici că mai mult mama a fost cea care a coordonat viața voastră de familie, a fost cea care a ținut foarte mult cu tine și cea care și astăzi este alături de tine. Simt că... Tatăl, partea paternă, nu neapărat că a lipsit, ci nu știu dacă tu neapărat ai avut un model în sensul acesta. Și de ce spun asta? Desigur, tatăl tău a făcut tot ce a putut pentru acea perioadă și sunt sigur că te-a iubit foarte mult și că a avut grijă de tine așa cum a știut. Însă simt că a fost foarte sensibil tatăl tău a fost un bărbat care avea așa o, o, melancolie, o sensibilitate, o tristețe cumva. Și atunci normal că mama a preluat frâiere, da? Și mama a fost cea care practic a dus familia pe picioare. Ce mai pot să văd aici este că mai ai încă un frate sau doi în unele cazuri, vorbim despre trei copii și Ești singurul dintre ei care astăzi poate să spună că și-a construit într-adevăr ceva. Am senzația că ceilalți frați sau surori, indiferent, nu sunt în aceeași uh, energie în care tu ești. Tu ai fost întotdeauna cel matur. Ei te-au considerat rebel până într-un punct în viața ta, dar după aceea lucrurile s-au schimbat. Ai cavalerul de spade. Ai șase de cupe, și judecata. Iată. S-ar putea ca pentru unii dintre voi să fi pierdut unul dintre frați pe parcursul vieții, și de la o vârstă fragedă s-a întâmplat asta. Așa, familia a fost ok, tu ai avut o copilărie frumoasă, în mare parte. Mai ai aici încă o carte care se numește Quantum, mai este aici un sigiliu, cartea cu numărul 20. Și cartea cu numărul 20 arată iarăși judecata. Și asta îmi spune mie că cumva rebeliunea asta a ta interioară, felul ăsta al tău de a fi, independent, nu-ți nu place să primești ordine de la nimeni, deși au fost ani în care ai primit, dar te-ai trezit la realitate. Vine de fapt din niște suferințe ale tale. Da, tu aici cred că, nu știu, ai vreo axă taur-scorpion sau balanță berbec, pentru că ai trecut prin foarte multe transformări, ai trecut prin foarte multe morți și învieri. Și când spun asta. Uite, și astăzi m cred că ai, ai trecut recent printr-o asemenea moarte și înviere, încât până și tu te-ai plictisit de, de toate schimbările astea, te-ai plictisit de toate trăirile astea, de, de câte ori va trebui să mă schimb eu, de câte ori va trebui să uh, înțeleg, de câte ori va trebui să fac eu lucrurile. Da, ce mai pot să spun? decât că și în acest moment tu încerci să-ți faci ordine în viața ta, încerci să-ți faci ordine în gândurile tale, într-adevăr și anul ăsta se întâmplă ceva, adică treci printr-o schimbare foarte mare, ce este sau ține mai mult de partea spirituală. Hai să vedem și ce se întâmplă în viitor. Cred că ai fost un copil care a tocit, nu neapărat a învățat, a tocit și ai avut foarte mari probleme la matematică. Asta mi se transmite. Ai fost mult mai mult înclinat către partea umanistă, nu profil real. Pictură, literatură, istorie, echilibrium, wow. Măi, mamă, dar nu te pui și tu la casa ta când te căsătorești și tu, când te însori, nu? Cred că asta au fost uh, întrebările cu care tu, uh, de care tu te-ai lovit pe parcursul timpului <laughs> și încă o dată mi se confirmă faptul că cele mai mari uh, lupte ale tale au fost legate de propriul echilibru. Oamenii au avut această percepție despre tine că nu ești constant, nu ești ferm în deciziile tale, astăzi ești într-un fel, mâine ești într-un alt fel și tot așa. Mai mult decât atât, ai simt un dezechilibru fizic chiar, asta înseamnă vârtejuri, amețeli, senzația că nu ai acest echilibru, iar pe partea stângă a organismului simt într-adevăr acest dezechilibru. Ordine, din emisfera stânga creierului pe partea stângă care se ocupă cu raționalul, stabilitatea, forța de decizie și așa mai departe, da? Bun, însă, acum o să vorbim despre cum vei fi tu într-un viitor, da? Avem echilibrium și am mai ridicat odată cartea haosului. Ca să vezi că acest haos în care tu ai fost, da? da? Și când spun haos, nu spun neapărat, nu spun sub un termen rău. Haos înseamnă până la urmă faptul că ai simțit întotdeauna că viața ta parcă nu este aranjată. Da? Ți-ai făcut ordine după care iarăși parcă ai simțit că este dezordine în viața ta și iarăși trebuia să uh, te reordonezi, iarăși trebuia să te organizezi, da? Sau în mintea ta, pur și simplu, a fost întotdeauna această. Dezorganizare. Cartea Echilibrium, asta înseamnă pentru tine, dragul meu, că vei ajunge, și cred că deja ești pe drumul acesta, pentru că și la baza cărților de tarot avem soarele, și asta înseamnă că în momentul de față cred că trăiești una din cele mai frumoase etape din viața ta, care arată într-adevăr maturizarea trage această concluzie cu privire la ultimii 20 de ani din viața ta și să nu mai vorbim despre intrarea lui Pluton în semnul vărsătorului din noiembrie care eu cred că până în noiembrie s-ar putea să mai ai această tranziție însă din luna noiembrie încolo, decembrie, o să vezi că într-adevăr intri chiar către o altă etapă de viață în care înțelegi în primul rând ce înseamnă echilibru pentru că tu nu prea ai avut nu prea ai știut cum este să fie echilibrat, adică ce înseamnă echilibru, pentru că eu nu m-am simțit neapărat dezechilibrat, dar ceilalți din jurul meu poate așa au văzut că eu sunt un om dezechilibrat sau că viața mea nu prea este în ordine. Ei bine, înțelegi termenul și nu numai că îl înțelegi, dar îți crezi așa o filosofie faină de viață în care toată lumea va rămâne pur și simplu mască când vor vedea schimbările și când vor vedea de fapt cât de ordonat ești. Apoi avem această carte, Iluminatio, care vorbește despre iluminare, vorbește despre cunoaștere, granda pineală, spiritualitate, da? Asta înseamnă că tu te descoperi printr-o nouă cale spirituală, te descoperi într-un grup religios, spiritual, faci parte dintr-o familie spirituală, îți creezi într-adevăr noi conexiuni. Însă, cred că cunoașterea face parte, și nici nu are cum să fie altfel, din baza schimbării tale de acum, da? Eu pe tine te văd o persoană extrem, extrem de de luminată, extrem de cizelată. Și prin experiențele prin care tu ai trecut de viață, o să ai posibilitatea la un moment dat să ajuți niște persoane care vor trece și ele prin acele etape, însă Dumnezeu cumva îi va conduce la tine, astfel încât în felul ăsta tu să-ți dovedești nu numai loialitatea, dar să-ți dovedești și puterea pe care ai căpătat-o în urma acelor situații, să arăți celorlalți oameni că se poate și că într-adevăr există ceva dincolo. Apoi, avem această carte, Distopia, iată, <hî> Ce este o carte a iubirii? Este o carte a iubirii și asta înseamnă că pe tine cumva te interesează și aspectul acesta. Dacă în viitorul tău vei fi cu cineva, dacă vei avea o relație serioasă, dacă cineva te va iubi pentru ceea ce ești, pentru că nu, nu oricine poate să-ți intre în, în cercul ăsta, nu oricine poate să te înțeleagă. Ești totuși o persoană complicată. O persoană complicată care se lasă foarte mult purtată de stările sale. Okay. Din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere sentimental, văd aici că tu mai ții minte o legătură pe care ai avut-o. Unii dintre voi ați fost într-o căznicie sau într-o relație cu un suflet într-adevăr foarte uh, cald și poate a fost vorba și despre o ultimă împăcare, ceva i s-a întâmplat, încă țineți minte această conexiune, în viitorul tău, dragul meu sau draga mea, rămâne totuși această, rămâne această senzație de gol aici la capitolul ăsta. Și când spun gol mă refer la faptul că S-ar putea, este posibil, ca unii dintre voi, pe parcursul timpului în viitor, să pierdeți o figură paternă. Pe cealaltă parte, arată faptul că nu găsiți acel om care să fie suficient de matur să fie. Omul care să înțeleagă felul vostru de a fi, care să vă iubească pentru ceea ce sunteți, care să vă respecte și care să vă protejeze. Mai mult decât atât, veți considera că această persoană pur și simplu nu există. Și, da, lasă o părere de rău în inima voastră. Însă ce mai văd aici este faptul că nu vă mai iluzionați, adică nu vă mai faceți așa speranțe și nici nu cred că o să mai trageți atât de mult pe, pe zona asta. O să vă împăcați cu ideea faptului că, din păcate, nu s-a născut persoana potrivită pentru voi nu ține numai de voi, ține și de contextul social în care trăim, ține de multe, multe alte lucruri. Și cred că voi sunteți niște persoane care mergeți mai mult pe clasic și foarte bine faceți. Sunteți persoane care apreciați foarte mult loialitatea, apreciați foarte mult monogamia, adică nu prea nu vă vedeți construind o relație contemporană, având în vedere că Astăzi, toată zona asta de dragoste, vedem foarte bine cât de prost înțeleasă este, da, și cum valorile pur și simplu s-au uh, inversat. Deci, cred că aici tu o să te împași cu gândul acesta din punct de vedere relațional, te văd uh, retras, însă pe partea cealaltă, spirituală, conexiunea cu Dumnezeu, conexiunea cu tine, cu viața ta, va fi una foarte bună și chiar și din punct de vedere material chiar și din punct de vedere material, va fi foarte, foarte bine aici. Totuși, vreau să menționez un lucru, că pentru cineva, dar cred că pentru foarte puțini dintre voi, dar trebuie să menționez aspectul ăsta, pentru foarte, foarte puțini dintre voi, într-adevăr, este foarte posibil să se anunțe, începând cu anul 2025, undeva în luna aprilie mai între aprilie și august 2025 e foarte posibil um, să trăiți o poveste într-adevăr de dragoste unul din voi va fi mai tânăr decât celălalt și da foarte interesant foarte interesant pentru că aici poate vorbim și despre o căsătorie da dar repet, mesajul ăsta este pentru foarte puțin dintre voi. Deci este, este cineva aici care are și legătură cu spiritualitatea sau care poate cunoaște toată zona asta și aveți o legătură foarte strânsă, faptul că aveți și soarele acolo, aveți și pajul de cupe, poate să arate o invitație. Deci este, cineva este pe drum, pentru cineva. Pentru cineva este pe drum acea persoană pe care tu o așteptai de foarte mult timp. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei citiri. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați fost alături. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți dacă mai doriți astfel de citiri cu sigilii. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți mare grijă de sufletul vostru și de mintea voastră. La revedere!